Mama, a dat record. Da, dat record. Mai pune întrebare mai... odată. Ce părere ai de ce a spus Dragoș Bucur? <laughs> Era cu tot alta întrebare. <laughs> uh, Dragoș Bucur. Ar trebui să cităm un pic din, uh, din Dragoș. Da. Care a zis, dacă nu aveți pe cine să înjurați, nu port mască și nu mă vaccinez și s-a opărit tot internetul acolo. Întrebările care corecte, care ar trebui să se pună... Hai că am exagerat, a fost luat la mișto și înjurat de... N-a fost, fost chiar o părere. a fost așa, o, pâr, o pârjală. Da, dar au fost mulți <fie> care s-au bășicat și persoane cel puțin la fel de publice ca și el, dar... da. Acum stau să întreb la modul cel mai serios. E relevantă părerea lui Dragoș Bucur? Nu, dar e o persoană publică care ideea e că el și-a și -a exprimat o părere. Nu a îndemnat pe nimeni să nu facă chestia asta. A îndemnat să nu înjure. Să-l înjure. Da. O, asta e prima întrebare. S-a și întâmplat. S-a întâmplat, întâmplat, da. Dar, dar tu n-ai nu... avut, avut primul imbold când ai văzut postarea asta. N-a fost să-l înjuri? l-am și înjurat, dar l-am înjurat mai în gând, nu i-am scris nu nu ține neapărat să știe că l-am înjurat dar nici eu nu sunt foarte pe dar este, putem în pula mea nu. da, exact, adică cam, a, cam, a, cam așa este am obosit eu cu, cu, cu subiectul ăsta ideea e că uh, normal cum cred eu că ar trebui să decurgă lucrurile, ar trebui unii oameni să se vaccineze și unii nu. Unii cred în chestia asta, alții nu. N-ar trebui să ne exprimăm deloc părerile. Și eu sunt total de acord, oricum cred că o să se perfecteze un sistem care, o, un sistem de, cum să spunem, filtrare socială, zi cum vrei. Da care să permită accesul oamenilor vaccinați în anumite locuri unde nu o să aibă voie să intre nevaccinați. Adică... Da, 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 da. Ideea e, dacă stau să mă gândesc acum mai bine, poate am greșit. <l> poate că trebuie un pic în Pentru că nu am nicio problemă dacă nu vrei să-ți faci vaccin, dar poate am o problemă dacă nu porți mască. Adică toată lumea are o problemă cu, cu chestia asta. nu intri... Că, că e și un pic ipocrit, că dacă se duce în mega poartă mască, că nu-l lasă să intre. Trebuie să o porți. Nu? Dar Dragoș Bucur se duce mega? Adică l-a văzut cineva la hipermarket cum, făcând cumpărături cu Dragoș pe Dragoș Bucur? Probabil că se duce. Probabil că se ia provizii pentru copiii aia homeschooled. A... Care a fost o idee bună. Ai că eu sunt de acord cu homeschooling -ul. apropo. Sunt... Ai că Cred că sunt de acord. N-am stat să mă gândesc prea mult la chestia asta. Dar... Nu, dată la ceva ani, din creierașul, din mintea, din sufletul, din simțirea ființei omnipotente, Dragoș Bucur și nu-s condescendent acum, sau sunt? Ai fost. Așa, nu am vrut să-mi iasă așa. Dar, de la domnul Dragoș Bucur, odată la ceva, îmi vine așa, câte o picătură de-asta de înțelepciune universală. Și, și asta cu homeschooling-ul? Băi, problema cu homeschooling-ul e asta. Nu zic că nu sunt de acord și mi se pare că poate să funcționeze foarte bine homeschooling-ul în contextul în care se ating niște zone ale educației pe care în momentul ăsta educația de stat de la noi nu atinge. Pe de altă parte, încercam să-i explic um, unui băiat de 19 ani de ce e importantă facultatea. Facultatea e foarte importantă și pentru networking. Da, aici vreau să vin și eu, da. Da, adică abilitățile astea de socializare și de interacțiune socială, care au, a, acum nu mai există, băi, uh, ți le dezvolți într-un mediu de învățământ organizat cu mai mulți oameni. Despre asta e vorba. Pe de altă parte, în situației este că a fost un vizionar, Dragoș Bucur. Că acum vrei, nu vrei, toți elevii din 2020 au fost homeschooling, băiatul meu. Head of his time, da. Da, 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 da. A nimerit-o fără să-și dea seama. Da, nu și cu... așa a făcut întâmplare, în nefericită întâmplare. Dar, dar, eu nu știu exact cum este. Eu am fost, am trecut prin 8 școli. Mamă, cine, cine, cine l aude uh... pe Bogdan care spune am trecut uh, prin 8 școli? Da. Nu sună atât de bine. Da, nu, am fost dat afară din mai multe școli. Am început de prin clasa 5 și a durat până prin liceu că am tot schimbat și cu am tot schimbat Strii uh... Stri București toate Da După a treia nu ți se dusese buhu? Nu Adică nu a fost nimeni pa, Vine Bogdan a. Nu, dar nu mă mai primeam unde mă mai ziceam, Din mă nu m-a dat afară de două ori uh, Acolo mi-a rămas uh, Mi-a rămas un ecou a, Așa Câțiva ani Adică, na, dar am schimbat foarte mult colegii și am, am, am învățat foarte mult din asta, din a uh, intra într-un mediu nou, cu colegi noi și am încercat să, uh, să mă integrez cât de cât. Și te ajută, adică înțeleg homeschooling-ul, dar ce faci pe partea asta de socializare? Mă și interesez, adică cât de cât încerc să mă interesez că urmează să am copil și. Jordan Peterson a zis o, o chestie foarte mișto că până la patru ani datoria ta de părinte este să înveți copilul să fie plăcut la joacă. Că alți copii să-și dorească să se joace cu el și alți adulți să-l placă. Altfel, o să, altfel oarecum îl condamni pe viață și dacă el nu, nu o să fie un copil mișto cu care alți copii să vrea să se joace tot o să fie fake adulții o să-i zâmbească fake copii o să se joace că trebuie și o să fie obișnuit să simtă o să obișnuiască cu reacțiile astea forțate Mamă, mi-ai descris copilăria perfect nu la unul Probabil, nu știu, n-am fost acolo să văd tot ce ai făcut dar da, mi se pare foarte deștept Jordan Peterson și cred că E dai tare Jordan Peterson, e foarte tare. E da, e Și a trecut, știi că el a trecut prin niște probleme foarte mari din cauza medicației, a fost internat, are niște probleme cu soția. Mm -hmm. fie la rândul ei are un podcast foarte bun. Da, 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 știu, știu, știu. Îmi place uitaj. foarte mult ăla. E e de urmărit Jordan Peterson. Da. Are o are o serie de clipuri despre Dumnezeu pe care aș vrea să tot îmi spun că încep și le binguiesc la un moment dat pe toate cu cu carnetul de notițe în mână. Chiar sunt curios ce are de L-am văzut pe toate pe alea, da. L-ai văzut? Da, 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 E bine, foarte bine. Uite te și vorbim după aia. Bă, mi facem debriefing. Facem da? debriefing de după aia. Chiar și poate chiar aducem un pop aici să, să un pop mai deschis la minte. A, care am, poate am, să... am, am, am. Am popă mai deschis la minte. Ar fi tare. Ar fi tare, chiar sunt curios să am discuții în zona asta religioasă. Eu nu fiind nici tu nu știu cât ești de religios. Dar mai avem o discuția asta. Uh... Sunt creștin, ortodox, practicant. Uh -huh. Am tot zis asta. Uh... Nu mi place absolut deloc purtarea Bisericii ortodoxe române. Uh -huh. Repet, nu știu câta oară. Mi se pare că Biserica Ortodoxă Română. Română sau în general? Biserica Ortodoxă în general e un pic mai retrogradă. Biserica Ortodoxă Română, uh, pot să mă pronunț în ceea ce privește că asta m-a interesat și am intrat în contact direct. Mi se uh -huh. pare că are un discurs care nu e adaptat nevoilor spirituale ale unui tânăr care ar putea să aibă aplecări către credință, uh -huh. nu către religie. Foarte important. Religie e ceva, credința e cu totul altceva. Așa. Și mi se pare că purtarea Bisericii Ortodoxe Române cu o sabie încinsă polarizează foarte mult tineretul care ar putea uh, să aibă aplicarea asta naturală către credință, în sensul în care sunt aia care nu cred absolut deloc și urăsc și blamează purtarea bisericii ortodoxe și nu pot să-i condamni. și mai sunt aia care cad în patima asta a fanatismului Că e o patimă, fanatismul. Da, știi. E adică ciudat. E credința aia cu fanatism. Uh, mie ce mie, eu ți am mai spus ție că mie mi-e frică de uh, fanaticii religioși. Mie mi-e un frică fi. de fanatici în general. Ăștia religioși uh, au și privirea lucie, clară, de om care nu mai este neapărat propriului stăpân. Uh -huh. Și am observat asta la un moment dat, ducându-mă atunci când a fost inaugurat la catedralei inaugurarea catedralei, scuze. Și am văzut acolo niște tineri uh, creștini, ca să zic așa, cu acea privire lucie în ochi. Duhnind a fanatismul religios. Mă sperie și pe mine. Mie mi se pare că oricum actul credinței e mult mai important atunci când e trecut și printr-un filtru de ăsta rațional. Când ai o anumită doză de autoconștiență și foarte natural, te duci înspre credință. E foarte important. Discuția asta am putea să o avem cât se poate de bine argumentată și cu Teodor Paleologu, cu domnul, cu domnul Teodor Paleologu. Și cred că am putea să aranjăm la un moment dat. Pentru că dumnealui este un om foarte educat care a ales o cale cât se poate de naturală către credință nu știu dacă sunt de acord cu optica dumnealui. Nu-mi dau seama. Nici n-am aprofundat. Am interacționat foarte puțin cu dumnealui. N-am aprofundat chestia asta. Dar vreau să aud ce are de spus. Asta e o altă. Poți alege. Ai puterea de a alege calea asta sau pur și simplu simți ceva și te îndrepti în zona aia. Pentru că eu nu. Eu, dacă ar fi să aleg, eu aș alege asta. Aș alege să cred. Dar nu simt că pot să zic ok, acum cred. E vorba de chemarea interioră. E vorba de dacă Băi, simți iată. ceva... Știi că dacă eu nu simt nimic și mi se pare că nu-mi spune nimic... Am fost la nota lui fratele meu, Am stat acolo în față. Așa. Am ținut lumânare și ce trebuia să fac. Și a vorbit... Mă, preotul ăla a vorbit, cred că 20 de minute. Nu știu nimic din ce a spus. Bă, zero... Nu avea nicio valoare pentru mine chestia ci citea, citea de pe dintr-o carte zi, dacă și... dacă te duci la o slujbă de asta catolică, eu am fost la și la o nuntă catolică. Da, stai și un pic să termin. Și după ce a spus, a citit acolo 20 de minute în care eu n-am înțeles nimic, nu m-a atins cu nimic, a stat de vorbă cu ei. Cred că așa se face. Și le-a spus, băi, porniți la un drum. Aveți grijă unul de altul, o să vă certați, o să, vă, vă, o să treceți prin greutăți, încercați să o faceți împreună. Bă, îl ascultam atunci, deodată îl ascultam când vorbea el, un om care are o chemare, mă gândesc, are, a, are o energie în sensul ăsta. Și atunci era prima oară când, când chiar îl ascultam, chiar spunea ceva, dar când îmi citea din cartea aia că așa se face, nu, nu avea nicio valoare. Ai o problemă cu partea dogmatică? Probabil, da. Eu, am probleme... Bine, mai sunt și probleme astea, că bă, bă, nu acceptă gay în 2021. Au trecut 2000 de ani. Hai contextul să... în care papa acum știe. În care papa i-a acceptat, da. A, au, au multe chestii de genul ăsta. Cel mai bun prieten al meu, din copilărie, este mega credincios. Așa. Și este cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată. E cel mai mișto. Bă, dar aici a, mai am câteodată clinciuri cu el din, în, în sensul ăsta. E religia, e credința motiv de clinci? Dacă ești îndeajuns de sigur pe compasul tău moral? Păi de aici am pornit. Este o mască motiv de clinci între oameni. Dar păi credința. Și tu, drept, este că. motiv de clinci între oameni. Da, pentru că dacă unul crede. Pe mine cred că mă deranjează mult mai mult la fanatici uh, tentativele alea de convertire. Inclusiv veganii. N-am absolut nicio problemă cu, Doamne, frești, nu sunt vegetarian. Nici n-arăta vegetarian. Mm -hmm. Nu suntem pe carne, Bogdanel, noi doi. Yes. A, ne place carne. Păi, n-am absolut nicio problemă, nici cu vegani, nici cu vegetarianii, nici cu rovegani. Bă, dar mai nervează-aia care încearcă să mă convertesc. Oana, iubita mea, Așa. e vegetariană. Așa. De ani de zile, de când vorbesc cu ea, o secundă nu mi-a zis, bă, încearcă și tu sau ceva. Nu, este fix alegerea mea. Nu pot să mănânc carne, nu mai pot, nu-mi nu place. E treaba ta că mănânci. Îți... Rezultă, de zi pe alta, trebuie să-ți nască acum copilul. Da. Da, da mă, despre asta e vorba. Uh, mi se pare că atunci când vine vorba de apartenență religioasă, de orientare sexuală, de orice discuție care implică un input emoțional, afectiv, dar și rațional în același timp, mai adânc decât alte subiecte de discuție, mie mi se pare că uh, cumva datorită nesiguranței uh, care ține de maturitatea colectivă a românului și iar o să-mi sară în cap ăștia unii, dar așa e, mi se pare că tine să devenim agresivi. Că știi că agresiv e ăla care se simte încolțit, care nu are mm -hmm. siguranță și caută să compenseze. Foarte rar am auzit, așa, niște discuții cu capul pe umeri legate și de credință, și de cum ar trebui să păi, exercităm mușcă asta al toleranței. Și cum ai zis și tu, e foarte deranjantă blamarea asta a homosexualității care nu știu, mi se pare în continuare că e așa o cutumă, nici nu știu cum naiba să zic, nici nu știu cum să zic, un blestem, Doamne mai ca nu, nu. în contextul în care și tu ai prieteni gay și eu am prieteni gay, da. înțelegem super bine cu ei. N-au încercat să ne convertească. N-au încercat să ne convertească. They always got my back. Dar oricum când spui că cunosc gay, toată lumea se gândește la bărbați. Asta, e, asta nu am da, înțeles da, niciodată. Da, da. Că... Da, există și femei care sunt da, gay. Da, da, am, am. Dar cu alea sunt voi de acord și aici sunt o grămadă de subiecte. de. Bă, nu bă... și cu prietenile mele gay. Da. Care sunt uh... să mă ierte Dumnezeu. Le iubesc și le respect până la Dumnezeu și înapoi, dar Arată efectiv ca niște șoferi de tir încercați de viață. Mm -hmm. Toate trei. <laughs> Dacă o să intru vreodată în gura lor și îmi permis să răspund, mi-e foarte milă de mine. Mi-e foarte milă de mine. Ei, Și acum, după toată discuția asta, Dragoș Bucur. <laughs> Dragoș știi? el, mă. Știi, <coughs> a fost o părere? Ce a fost asta? Băi, asta e cealaltă întrebare pe care voiam să o spun. Is this attention whoring, my friend? Păi nu asta -i întreb. Ce e asta? Când, uh, nici măcar n-a sunat ca o părere. A fost așa. E ca un fel de alind ăsta. Bă, pe bune, zici că e un scenariu prost de BDSM. Am fost un băiat rău. Mm. Pedepsește-mă. Hey. Uite, poți să citești și mesajul după, aia, la... și după Oricum, ideea e că după a venit la o zi în care și-a exprimat dreptul uh, și-a exercitat dreptul la exprimare. E dreptul meu și e opinia mea și așa e. Am mai discutat despre... Am pus un răspuns la o întrebare pe care n-am pus-o. Pe de altă parte, în spațiul lui personal, a pus la el pe Facebook. Adică e foarte împărțit aici. Vezi cât de ambiguit tot de fapt și cât de delicat că e un om care a spus-o pe pagina lui de Facebook, pe de altă parte e persoană publică și pagina e publică. Adică n-a fost discuția de asta la, cu băieții la bere. Da, ba, pula ne -a de mască, nu vreau să mai au, nici vaccin nu fac. Lăsați mai are cum pace. Na, e așa. clar că mască poartă. Haide să deci mască poartă, nu, nu, nu știu, nu poartă în curte sau Plătim nu poartă. Plătim pentru poză cu Dragoș Bucur purtând mască. Um, <laughs> mă, tu îți dai seama cum ar fi Deci eu, dacă aș avea poză Cu Dragoș Bucur purtă mască M-aș duce direct la Cancan -Can. Direct, aș cere, aș cere bani Cu cât ai vinde o poză cu Dragoș Bucur? <laughs> Nu, dar uh, ideea, e, din câte știu eu, masca uh, pe stradă nu mai este obligatorie. Deja a fost de vreo două luni. A fost un proces pe care l-au pierdut. A fost o acțiune colectivă civilă da. a unor cetățeni către statul român, ca fiind purtată de mască obligatorie o formă de abuz, și s-a soldat cu acțiunea colectivă o câștig de cauză pentru da. aia care au făcut acțiunea colectivă. Și nu mai obligatorie pe stradă uh, masca. Bine mai găsești organele legii care ți atrag atenție. Că nu poți să pormască să și fumești, că fumezi în draci. Da. Și să mai au de mine. Domnul, domnul, dar mască nu purtăm și noi? Și răspunsul meu e, păi la dumneavoastră și vă că purtați! <laughs> <laughs> nu, eu am bățit-o acum vreo două zile că femeia însărcinată are nevoie să, să se plimbe. Așa. Și Facem zilnic 2 km. Mergem până în parc la circului, primăm un pic și ne întoarcem. Și acum vreo două zile era un polițist de, -asta, de, de, la rutieră, la A. stop, când traversam Ștefan cel Mare. Și de la rutier Da. Și zice... S-a întâmplat în ziua aia să-mi uit masca acasă. Oricum, ieșim pe la ora 11, când nu mai e nimeni pe stradă. Deci suntem doar noi doi și cu câinele. 11 noaptea. Da. A, așa. Să știe stocării, nu? Da. Și uh, la stop mă vede polițistul și zice Domnul, dar mască, cum facem? Și zic, mă scuzați, dar din câte știu eu, nu mai este obligatorie. Nu mai este obligatorie? Zice, da, asta am spus. Și el zice, dar dacă îți dau eu ție 20 de milioane amendă, ce cum credeți, nu știu ce. Dar tu știi, și-a început să mă cert în plină stradă, eu îi răspundeam că și, na, da, și eu răspund de... Uh, da, Răspunzi. nu pot să mă abțin, da. îi răspund. Și aveam, știi, chestia aia de, 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 de iubită când... Da, da nu mai faci! Hai, hai, mă, hai, mă, că te ține, da. Bogdan! Da! Hai, hai, termină o dată! Hai, <laughs> Bine, domn polițist, aveți dreptate, îmi cer scuze și mi-am văzut de drum. Dar, uh, da, nu da, știu. Uh, nu... Hai să reducem la esență toată situația asta că e ridicol. Da. E ridicol, e ridicol. Cred că am dat subiectul ăsta mult mai multă uh, atenție decât era cazul. Ei, lasă că, lasă -că uh. e ok. Uh, oricum, la câte comenturi a avut și share-uri și scandal, și panorama, uh, nu-mi dau seama. În continuare, eu merg pe Attention Horning. Uh -huh. A vrut să. Hei, sunt aici eu. Vă rog, nu mă uitați. Înjurați-mă, înjurați mă, înjurați -mă. Mie, Ori e ca un copil care a ales ultimul, când se aleg echipele la fotbal și a ales ultimul și a ales oricum ca să fie băgat în poartă, știi cum, tu nu știi cum e. Probabil era ales printre primii la fotbal când era mic. Nu, no, nu, no, ultimii. Printre ultimii și tu? No. Eu eram ultimul, literalmente. Da, da, tu erai ultimul ei neștiind dacă tu joci bine sau nu. Pur și simplu te judecau fizic, probabil. Da. da o, pe mine o, știau lucru. că joc prost. <laughs> la mine se știa... Prost? Da, la mine se că joc foarte prost fotbal. <laughs> păi, apropo de jucat prost și Dragoș, da. <laughs> da. Bă, nu, sunt sugaci. Marfa și banii mi-a plăcut foarte mult. Nu, e un actor nu, hai, să, hai să avem și niște highlight-uri de da, al Dragoș Bucur. Eu nu am văzut foarte multe din ale sale. Uh, două opere. lozuri ai văzut? Nu am văzut. Una din cele mai bune comedii recente românești. Uh -huh. For real. For real. Are și n-are legătură cu Caragiel. E pe Netflix. pe bun, uh -huh. chiar recomand. Adică două lozuri e un film funny. Mi-a plăcut de el în Marfa și banii, pe vremuri cu Papa Dopol și cu Răzvan Vasilescu pe aici și pe acolo. Foarte bună na. Filmul ăla. Radu Munteanu. Dacă nu mă înșel. Uh, știu, știu, sunt băieți bun Nu, mai ți minte nimic Băi, e, la... el e un actor foarte bun. Hai, zi, zi, da, dar da, da. nu e vorba de asta. Știi, e ca la aia cu DiCaprio care mi-a cerut bani pentru <laughs> Australia. Că Australia are nevoie de banii mei. Dacă v-ați <laughs> la Fără Scuze pentru prima dată, avem acum vreo două episoade. Povestește Bogdanel cum l-a tras în piept Leonardo DiCaprio și a dat banul Leonardo DiCaprio. M a luat banii ca la Caritas. <laughs> <laughs> da, și nici nu-mi place de el, sincer. Bun, eu în continuare am dileme personale, adică nu înțeleg intenția lui Dragoș Bucur. Ce a avut el în cap când a pus mesajul? Care a fost intenția? Ce spera să obțină? Ce sper să obții? Facem o simulare. Bogdan Mălăile, aici de față simți nevoia să ai genul de declarații în spațiu public. Ce sper să obții? Băi, și ideea e credată de tare în mască și în vaccin și tot nu am postat nimic în sensul ăsta. Da, Singurul da. post pe care l-am făcut, am făcut cu stația acasă. Când era de stat acasă. Și, da, da, nu, da. și nu eu nu am zis era. la fel atunci. Da, deci adică asta e singura chestie. În rest, nu, nu, nu mai vreau, nu mai pot. Și Trez... nu, adică nu, mai, nu vreau discuții în sensul ăsta, nu vreau exact cum, cum spune Tudor, de spațiu mental. Nu vreau să mai ocup spațiu mental cu unii oameni care uh, au problema asta. Nu vă faceți vaccin, nu, nu purtați mască. Dar nici nu interacționăm. Da, adică. Băi, problema e următoarea, pentru că 2020 a fost un an foarte ciudat care ne-a făcut să ne regândim viețile la modul cel mai serios. Și a fost și foarte ambigu, cam tot pendulat. Pentru că de la un punct încolo și eu m-am gândit dacă nu cumva limitările astea sociale și regulile astea ale distanțării sociale care au fost impuse acum mai mult sau mai puțin cu forță, mai mult cu forță, au fost impuse pur și simplu potriva voinței noastre, dacă nu cumva se deschide o portiță către un abuz social mult mai mare din partea guvernului către un... că te gândești și la asta. Mm -hmm. păi, după trei luni de stat în casă, te gândești la asta. De un pis, da inclusiv tu te-ai gândit băi, eu sunt mai prost și chiar nu m-am gândit la asta eu chiar nu cred că are <gântu -i> serios, chiar nu m-am gândit deloc mamă, mamă, tu ești de la... vreau nu, să fiu mânat arătați-mi pe ce ușă să intru <gântu -i> nici nu mi-a trecut prin cap chestia asta că poate m-am gândit, e normal e nu? normal să-ți treacă asta prin cap, Bogdan Abuz în ce sens? Nu știu. Dă-mi un exemplu. În sensul în care se creează un precedent în îngrădirea treptată a libertăților personale până când o să ajungă la un punct la care nu o să mai voi să faci absolut nimic fără să fie reglementat. Nu. Nu avem cum să ajungem acolo. Labă, bază, pe declarație pe propria răspundere. S-a ajuns aici doar pentru că celelalte țări au, au adoptat aceeași strategie altfel nu făcea niciun român nimic. Dacă toți erau pe străzi și ne spuneau un bă, ne-am gândit noi mai bine cu Arafat și cel mai bine ar fi să stați voi trei luni în casă în timp ce toți ceilalți nu stătea nimeni în casă. Recunosc că am avut și gândul, uh, următorul gând în cap. Ca să fie sigur că nu se întâmplă nimic rău, ăștia din guvern au ales să nu facă nimeni nimic. Bă, dacă toată țara e pe hold tot timpul și nu face nimeni nimic, nici voi acasă, nici noi aici nu facem nimic, nu există nici riscul să întâmple ceva rău. <răză> Ca și dacă facem ceva, că este prost. Lasă băboată. Nu facem nimic, deci se întâmplă nimic. Nimic e mai bine decât rău. Asta. Mai bine să fie nimic. Și eu cred că asta a fost cumva. Deci nu, nu, nu a Dar am gândit, avut. A, a, a fost așa un carusel emoțional. Ți-am mai zis, 2020 ăsta am fost razna rău de tot. Adică, la un moment da. dat. Ideea -a fost... e. Ei nu au. Uh, ei știu ce spitale avem în țară. Și situația e groaznică. Deci noi nu putem risca să ajungem cu foarte mulți oameni prin spital, pentru că nu avem unde să-i mai ținem. Și deja trebuie să, să ajungi să alegi cine să moare. Ce? Adică, dacă se ajungea în scenariul ăla. Uh, era mult mai rău. Doamne, ăștia, aproape, ai, că am fost foarte aproape, am auzit de, de oameni care au stat în fața spitalului în corturi. Da, 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 am auzit. Adică da. am fost foarte aproape de un scenariu de groază, când atunci era mult mai rău. Deci am preferat să stau în casă, mie oricum îmi place foarte mult să stau în casă. Ador să stau în casă. Da, știu și eu. Este... Suntem fani. Să și da. vede. Atâta timp cât am uh, o conexiune la internet, calculator și e tot ce am nevoie. Bogdan, ți-a mai zis cineva că arăți ca un ghes cu obez? <laughs> nu, că da lumina ciudată acum așa, scuze pentru paranteza asta. Dar, îmi eram... da place că îți pui tu mânuțele alea tale subțirele, că zici <laughs> că le-ai le furat de la cineva. <laughs> da, mă, deci eu să zic <laughs> cu mâini subțiri, este <laughs> da, incredibil. Zici că le-ai furat de la gâdea și ți le pui tu așa în... <laughs> da. <laughs> În poziția amforă, Da. Păi, mm, Nu-ți se pare. Da, mă. Băi, hai să tragem o concluzie legată de Dragoș Bucur, că mie mi se pare că n-am tras nicio concluzie. N-am înțeles care a fost intenția lui. În schimb, pun întrebarea asta. Având statut de, per de persoană în publică, ok, nu la nivelul la care îl are Dragoș Bucur, tu ai face genul la depostare? Bă, nu. Chiar, oricum, eu oricum postez foarte. Foarte puțin, mai puțin decât ar trebui. Uh, nu, nu aș face niciodată. De, oricum, nu mi-am... Asta zic, nu mi-am -am spus nimic despre asta. Fii atent întrebarea acum, care are un subtext. Mai mult sau mai puțin. Uh, e posibil ca reacția asta negativă asupra lui Dragoș Bucur să fie un act de cancel culture? Păi nu, tocmai, tocmai că nu e asta. Pentru că n-a sunat nimeni la... Uh, Visuri știu, la cheie sau mai da, ce așa. Să zică, dați-l afară, că nu. Deci, uh, din, punctul ăsta de vedere, România suntem încă ok. Că nu dăm oamenii afară din funcții și din, uh, de la joburi, pur și simplu că nu, nu, sunt de acord cu noi. Ceea ce ne duce la următoarea discuție, pe care vreau să o, o ținem foarte puțin, pentru că nu știu câtă lume știe exact despre ce-i vorba Vorbim de Gina Carano Care este actriță în serialul Mandalorian Fostă luptătoare de MMA Nu Știm câtă lume a văzut Mandalorian Băi, mult astea. mai multă lume decât îți închipui Da Băi, s-a uitat lumea la Mandalorian Sper că oamenii, cei care se uită la podcastul ăsta da da, 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 Îl avem aici și pe The Old Father Acum ne tot chinuim să ne cumpărăm un grogu da. Vreți să ne cumpărăm un grogu? Cineva ne trimite un Stormtrooper acum, apropo. Aha. Mulțumim în avans. Probabil o să fie deja ajuns Stormtrooperul până postăm asta. Gina Carano, fostă luptătoare de MMA, foarte drăguță fizic, a fost luată într-un serial făcut de Disney în Universul Star Wars și un personaj destul de iconic în serialul ăla. Ea a avut la un moment dat niște declarații strict de natură politică. Uh, nu e că afiliată politic, ci că e simpatizantă a Partidului Republican, ăla care l-a avut în spate pe Trump. Uh, Manifestându-și simpatia sa politică la un moment dat, ei s-a pus pumnul în gură. După care ea a reacționat mult mai violent, că, da, femeia e luptătoare de meme. <laughs> a reacționat mult mai violent decât uh, remarcile alea negative care i s-au adus. Ulterior, reacționând atât de violent încât a fost dată afară de la Disney și din serialul respectiv. Da, dar ce a făcut de a fost dată afară? Ce a, de, ce a declarat ea? De... Băi, a avut o declarație de asta, că de genul, parafrazez acum, nu citez, nu mai țin minte exact cum era, dar a zis că să fii simpatizant al uh, Partidului Republican, dacă ești simpatizant al Partidului Republican, ești tratat exact ca un evreu în lagările de concentrare de pe vremea naziștilor. Da, ca și cum ai fi evreu în vremea naziștilor sau ceva în genul ăsta, da. Și aici s-a rupt filmul, adică până în momentul ăla mi s-a părut fără niciun sens. Eu urmăream pe Gina Carano pe Twitter. Eu stau pe mie -mi place Twitter ne. îmi place Twitter-ul. Îmi place Twitter-ul mult. Și o urmăream și îmi place mult Gina Carano. Păi da, suntem vreo 30 de români care avem Twitter. Se foc. Fă... cam, cam așa suntem. Da. S-a făcut la un moment dat o petiție online să fie dat de către cineva, să fie dat, dat afară din serial, din Star Wars, mi s-a părut absurd aia, după care a dat declarația asta, care este în primul rând nu-mi dau seama cât de mari sunt tensiunile în state pe chestia asta. mi se pare, în principiu, mi se pare absurd să dai afară pe cineva dintr-un job de genul ăsta care presupune cu totul altceva, adică nu are nicio implicare politică jobul să dai pe cineva pentru simpatiile politice. Mi se pare stupid să dai pe cineva afară. Pe de altă parte, declarația aia ei, bă, băiatule, aia n-a fost ok. Nu a fost ok. Îți dai seama când compari simpatizarea unui partid politic cu evrei în vremea nazismului, îți dai seama că este o problemă acolo. E o comparație stupidă. Pentru că minimalizează drama care a fost holocaustul. Băi, stai așa un pic. Totuși, da. Cineva n-a fost acord cu tine și a pus pumnul în gură, și tu brusc te simți oprimată ca un evreu lac, Nu e ok. Asta e de unde și, și actorii n-ar trebui să aibă afinități politice. Da, ai da, mai enervat de de Niro, Spune. Mă. Știu. Bă, m-a obosit de Niro. M-a obosit. În primul rând, nici nu m-a interesat ce are de zis de Niro în afara ecranului, sincer, sincer. Mm -hmm. Nu mă interesează. N-am nicio treabă. Uh, vreau să vă filme bune și atât. Bă, pe cuvântul meu, dacă mă interesează altceva. Da, dar s De când a ieșit Obama, -a, a început moda asta cu, cu, actorii mari de pe la Hollywood care să te îndemne să... Votezi this and that. Da, dar cei drept în... în, în campania lui Obama nu, nu l-au susținut pe Obama. Au susținut, bă, votează că și-au dat seama că dacă lumea iese la vot, o să câștige Obama. Știi? Adică a fost o strategie foarte bună. Am avut și noi o mișcare similară, tot la fel, cu ieșiți da. la vot. Ieșiți la vot, da. Că... Ieșiți la vot. Ieșiți la vot. A fost curentul la antipesedist. Da. Și în principiu a ieșit la vot egal votezi PSD. Da, dar s-a ieșit nu. la vot la parlamentare și după care la... La alea ce temen... ce mai important, cele mai da. importante asta dar am avut acum cât? 6 da. decembrie? Cât a fost? Nu mai știu, da. Nu 6 simt. decembrie, parcă. Așa... Astea care au fost cele mai importante ne-am am discutat atunci și tu ai spus o chestie care m-a tulburat, dar mi-am dat seama că așa e. Zero hype! Da. N-a interesat pe nimeni. Zero facts given. Și alea au fost cele mai importante. Știi? era cu 8% aur nu, sau 10 cât au, au. nu, cam 8% au avut țin minte, bă și uite-te și tu, poate vorbesc prostii uh, dar uh, și tu discutând inițial înainte să dăm rec despre Dragoș Bucur ai zis uh, în paralel cu chestia asta cu Gina Carano uh -huh. ai spus bă și eu aș fi dat-o afară pe Gina Carano sincer, da. din serialul ăsta și acum tu prezentând așa argumentele am dat seama că și eu aș fi dat-o afară. Eu sunt pentru libertatea de expresie. Indiferent de cât de mult mă deranjează părerea ăluia de lângă mine, repet, sunt gata să-mi iau una în gură, să crăp, să iau bătaie să mor, ca ăla să aibă dreptul de a zis-o și un în da, rație, dar, ca uh... ăla să aibă dreptul să-și exprime opinia care este total împotriva esenței mele și credinței mele. Mi se pare că e foarte important ca ala să spună părerea cu inima deschisă. Oricât de controversat ar fi că există consecințe, aici nu mă mai bag. Uh -huh. Adică fiecare trebuie să înțeleagă că orice chestie are și niște consecințe. Da, dar când vine atât de mainstream toată chestia, că ea probabil a fost foarte agresivă în sensul ăsta și... A cu... fost? Da, își... Fiind republican probabil și e, e, e și anti-abortion. Așa. E, așa e la ăștia, e, e pro-gun. Adică, asta n-avem de unde să, de unde să, de unde să știm, să știi, dar, sigur. Dar dacă este fanatică Republicană, ca a, asta am înțeles din, din ce-am mai citit, le are la pachet pe astea. Tu m-ai întrebat pe mine, bă, dar tu ce părere ai avea de mine dacă aș fi eu simpatizant aur? Bă, și n-ar fi, da, nu ai bă, avea întrebare legit, foarte... adică care e prima impresie pe care o ai când auzi că cineva e simpatizant aur? Faci în simularea asta. Care e primul impuls pe care l-ai? Care e primul sentiment pe care l-ai? Când spui, bă, a, sunt simpatizant aur. Cred că se dau o bășinică. Asta. Cred da, că da, 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 prima. da. Babuiași, zi, tată. Îmi pare rău pentru tine. <laughs> Așa, și mie pentru tine, că ești da. din Suceava, dar cu toate astea suntem împreună aici. zii de ce? Nu, zicea de asta, ca să se răspundă Asta ar fi părerea mea. Asta a -a. ar fi părerea lui Baboiaș, dacă ai da. fi simpatizant aur. A, credeam că am greșit procentul aur. Ai căutat procentul? Ai apucat să cauți procentul? Procentul a fost bun, a fost de 9 la deputați, 9 la senatori, deci știți voi bine. Așa, da, pe acolo. Da, mă, și acum nu pot să nu mă întreb, văzând care au fost consecințele unei declarații scandaloase în plan public, mult mai scandaloase și mult mai greșite moral decât asta lui Bucur, dacă e să mă întreb pe mine. Oricum e alt nivel. Dacă acolo au existat consecințe, crezi că o să existe și consecințe în urma ieșirii lui Dragoș Bucur pe Facebook-ul lui personal? Nu, pentru că o să, o să uităm de chestia asta în în trei zile. Probabil. Ar trebui să existe consecințe? Ți s-ar părea fer să existe consecințe? Deloc. Ce consecințe? Ce? Nu crede. O să ținem minte. De când o să... mai auzim de el peste șase luni, iese un film, o să știm. -ai nu mai bilet. ai purtat mască. Nu bilet. N-ai purta mască. Asta e, asta e întrebarea, dacă afectează vânzarea de bilete. Că e întrebarea și la Gina Carano. Dacă nu o dădeau afară, pierdeau? Că dacă... Oricât pierd, adică nu... Deja nu mai merită. Deci... Că ea nu... este Mandalor ea e Mandalorian. Ea, având scandalul ăsta acum în spate, dacă o, 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 o țineau în continuare, oarecum îți trage un pic serialul în jos. Având în vedere că următorul sezon din Mandalorian o să iasă în 2022, iarna, nu știe asta. Nu... Mă... Ma... Hai, că avem altă discuție acum. Imediat ce le încheiem -astea cu Dragoș Bucur și Gina Carano, o să avem din nou inerenta discuție despre Star Wars. Pentru că tu stăteai și te uitai pe ce proiecte noi au Star Wars-ul și zici, bă, tu știi că ăștia au atâtea, zic, da, bă, știam, am încercat să spun, dar e complicat. Deci, o să vorbim și de Star Wars imediat, stai să ne întoarcem la Dragoș Bucur. Nu o să fie nicio consecință. Nu, nu tu cred. personal, la un moment dat, dacă o să scoată Dragoș bucur după pandemie film, o să te gândești de două ori dacă plătești bilet la el sau nu? nu te influențează, cred. adică. Nu, nu, la. Nu confund arta cu omul. Adică, cum am spus, ne uităm Jeff. și la Bill Casby, nu. Deci, ascultă în și caz. Michael Jackson. Da. E. N-are nicio treabă una cu alta, dar mă enervează un pic chestia asta. Adică, și bă, știi care e, ce mă gândesc eu? Se, ești antivaccin. Cât de, cât la sută ești antivaccin? Adică ești 100% că nu funcționează sau că îți, îți bagă chip în tine sau or, orice ar fi. Ești 100% că dacă ești doar 99%, acel 1%, ar trebui să te țină. Ar trebui să te țină de aposta. Pentru că îl riști să-l convingi pe unul să nu-și facă vaccinul și să moară. Există, există posibilitatea asta. Păi știi cum e asta cu 1% risc dar nu funcționa vaccinul? Că poți să o gândești așa. E, și o să pară foarte stupidă comparație. Îți dau un bol cu 100 de mnm și din alea 100 zic că unul e mortal. Și spun, acum ia și mănâncă un MNM. Știi că unul din ala te omoară. Ai luat din bolul ăla să, să mănânci M&M? Bă, nu e bună comparație. Aș... Făcut. Nu, nu, e, adică nu, e, bună nu. pentru că implicațiile sunt cu totul altele acum. Și nu, din câte știu eu, nu și-a făcut nimeni vaccinul și-a murit. Sub nicio formă. Maică mai că mi-a făcut apelul. Da. Mama este cadru medical. Are 61 pic de ani. Ok? Bun. Și a făcut și rapelul N-a avut reacții adverse, se simte ok și a făcut și testul de anticorpi. Astăzi. Dacă nu mă înșel și l-a făcut, numează rezultatul. Uh -huh. Data viitoare vă și spun cum e. Și data viitoare, dacă mai că mai în bucurești, ea fiind în cadrul medical, cred că putem să o aducem. Să uh -huh. spunem din partea ei, fiind și specialist în asta, apropo. Uh -huh. Așa putem să o aducem să zică exact care e treaba cu vaccinul. Nu, dar eu spun, bă. Uh ești convins 100% că vaccinul este fake sau că ce crezi tu, nu știu de ce nu ți-ar vaccina lumea. Că, sau poți să crezi că nu este bun vaccinul pentru că a fost găsit foarte repede, să zicem. Da? Că la început când a venit pandemia, toți specialiștii ne-au spus că o să se dureze 2 ani până când o să avem un vaccin. Și au venit la cât? 8 luni. Da, da, da. da. 6-8 luni. Da. Din să zicem. Și spui, bă, eu nu cred, aștept să-și-l facă toată lumea, să văd cam care sunt reacțiile și după aia văd dacă mă vaccinez. Sunt total de acord cu chestia asta. Deci, bă, asta e alegerea mea. Dar, dacă tu, uh, Olivia Sterci sau cine ai fi, Șoșoacă, uh, nu demenție ăștia, spui, bă, nu este ok, 100%, nu trebuie să vă vaccinați, Băi, este greșit. Că aici chiar te joci cu viața oamenilor. De asta nu sunt de acord cu asta. Chiar riști să faci un bătrân care crede în tine, care te place, să nu se mai vaccineze și să, să moară. Există posibilitatea asta. Băi, sunt curios dacă și-au pus vreodată problema încărcăturii morale care vine odată cu chestia asta pe care ai zis-o tu. Uh, la Dragoș Bucur mie mi se pare momentul ăsta că este efectiv un alint mi se pare un scenariu prost de film BDSM care începe cu băiatul din filmul BDSM care vrea să fie uh, dominat de dominatrix, de doamna care are pantofuri cui și ținte și zgardă cu lanț și bici în mână am fost rău <laughs> batem în jur. Nu port mască. <laughs> Înjurați-mă. Exact așa a fost. Exact așa a da. fost. Este un alint. Păi, bune, fix. Altfel n-am cum, -am, -am cum să iau. Cum, cum vreți să interpretez asta? Da, fix că Despre asta e vorba. În această lume nenorocită, în care există <coughs> și acest COVID, probabil că ați uitat că și eu mai exist. Dar eu exist. Sunt aici. Înjurați-mă. Da. Okay. Da. Este un crawling for attention, boss. Da. Am Hai vorbit să... destul despre despre chestia asta. Nu mai nu mai pot. Nu mai pot și nu mai vreau să. asta e ultima oară când mai vorbesc despre vaccin în podcastul fără scuze. Uh, o să mai vorbim de vaccin, stai liniștit. Bine, atunci în ultima oară. <laughs> o ce de Gat, de dacă ar fi fost atât de simplu și cu fetele da. alea care îmi plăceau în liceu. A, aș fi fost mult mai puțin frustrat acum la 37 de ani. Bun! Uh, ziceam de seriale și la ce ne mai uităm. Băi, uh, băiat, Bă, am uit. scos ochii cu WandaVision. De ce nu te uiți la WandaVision? Vision? mă că o să mă uit. Cel. Aștept să apară tot. acum am obișnuit să binguiesc cât mă timp mai pot bingui chestii de trei săptămâni mă uit numai la Vikings, nu mă mai suportă femeia în casă -am, bă. Dat, -am deci am, am, văzut tot Vikings cap coadă și după aia am luat les Kingdom cap coadă, l-am terminat a, azi noapte e bun Last Kingdom? A, Ar trebui să mă, mă gândesc mult la, la asta mă gândesc mult la, 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 dacă este bun sau nu, nu cred el are o notă destul de mare pe IMDB și nu, nu dau seama dacă este bun. Păi dacă nu Eu nu cred că nu e. Nu cred. Eu nu cred că e bun. Nu este, e foarte bine făcut. Cred că e foarte bine făcut asta. Uh, machiaj, costume, uh, decor, bă, foarte bine făcut. În rest este un pic telenovelă. E, e mult telenovelă. E, tel e telenovelă. S-a dat oficial E oficială, se face spin-off, adică se intră în aprilie în producție cu spin-off-ul de la Game of Thrones. Aha. House of the Dragon, acțiunea se petrece cu 200 de ani înainte și e doar cu Neamul lui Targaryen, cu mm -hmm. regele nebun care a. Știi că mă gândeam ieri să iau Game of Thrones, după ce am terminat. Și eu mă, le... mă gândeam să reiau Game of Thrones, că am el a făcut așa din seriale care mi-au plăcut foarte mult. Am reluat Sopranos, am vorbit despre asta. Am reluat Six Feet Under. Eu n-am văzut Six Feet Under. Bă, nivele superioare, bă, boss. E foarte tare Six Feet Under. Mm. Și are un sfârșit printre cele mai bune. E sfârșitul, e atât de satisfying la Six Feet Under. Six Feet Under e serial cu Dexter înainte ca Dexter să facă Dexter. Mm -hmm. Dexter este un patron de pompe funebre lăsate moștenire de la sunt Un patron gay de pompe funebre Bă foarte bine este. Da. Pe bune, pe bune. Între Dexter și Six Feet Under mie mi-a plăcut mai mult Six Feet Under Și Dexter a avut, a avut. Uh... Da, este extraordinar, Dexter. Da, da, da. Stai, mă. Stai, despre ce vorbim. Dexter, actorul, mereu uit cum îl cheamă pe actor. Când și place mult. Michael C. Hall. Gata, mi-am adus Ăsta este. Ăsta e numele actului. Uh -huh. Michael C. Hall care îl joacă pe John F. Kennedy în The Crown. Mm. El îl joacă pe John F. Kennedy în The Crown când se întâlnește cu... Da, rugina. da, are așa, are o... Da, mă, e și îl face foarte bine. Uh -huh. e foarte tare Michael C. Hall în The Crown. Ca... Kennedy, Cum ca e The Crown? John. Bă, e bun. M-am ținut parte de el și-a început să se uite maica mea de fapt se uita consoarta acasă și am uh -huh. prins așa și am prins prin sezonul 3 mi se pare înainte ca Regina Elizabeta eu știu cazul înainte ca Regina regina <coughs> înainte ca Regina Elizabeta să fie înscăunată uh -huh. așa trebuia să fie rege unchiul ei care a abdicat, fiind forțat să abdice, declarația publică din spatele motivului abdicării a fost că are o încrângătura amoroasă cu cineva care n-ar fi de viță nobilă, a fost trimis undeva în exil, uh -huh. cu o rentă, bineînțeles, care să-i uh, asigure un trai îndestulat, uh, și uite, așa a abdicat regele ăsta care ar fi trebuit să fie regel în locul Elisabetei, uh -huh. el fiind dunchisul Asta e povestea oficială. Povestea neoficială, băiatul meu, este că era prieten cu Goebbels, și a fost simpatizant al Partidului Naționalist German, adică a naziștilor. Și există filmări cu el plimbându-se cu Goebbels liniștit prin Berlin, ba chiar cu el purtând o uniformă nazistă cu zvastică pe aia. Deci există chestia asta. În contextul în care... Uh... Deci a pățit-o și ăsta ca Gina Caran. Ba... -a -a. <laughs> nu chiar. A pățit-o cum o să pățească Dragoș bucură uh, acum sau când... Așa, nu. Uh... Și ăsta se numește dosarul Marburg, care a fost desecretizat nu de către arhivarii englezi, care n-aveau voie, ci de către com niște compatrioți de lor din America, cred că chiar CIA-ul, care avea niște copii. Uh -huh. Și el la un moment dat a încercat să întoarcă în Anglia, ba chiar a, a și am verificat și povestea se pare că e destul de reală, a încercat să-i ceară reginei Elisabeta să fie din nou în slujba coroanei pe un post ăsta de diplomat să facă lobby pentru Anglia, ca să zic așa, în politică externă. Și replica aia a fost una foarte tăioasă. Ai fi putut să fii în slujba coroanei, mă chiar cea, în cea mai înaltă slujbă, <laughs> în cea mai înaltă poziție în slujba coroanei. Și-a ales să nu fii. Nu pot să te mai primesc acum, că mi-aș trăda poporul. Și l-a trimis să înapoi în exil. Am văzut niște poze cu el, uh, am cumpărat pentru consoartă o carte care se numește Fashionisto și este despre diverse curente uh, de astea în fashion de-a lungul istoriei și împărțit pe categorii. Actor The Dandies și la The Dandies, pentru exemplu, e inclusiv Truman Capote sau Oscar Wilde, ca să înțelegi. Ei Și la capetele regale e ăsta. E un chis. Băi, băiatule, cum arăta ăsta. Adică vreau să... Era model. Inclusiv la bătrânețe arăta a... super dandy relaxat. Uh -huh. Doare îmi pulă viața, e frumoasă. Băi, purta costumul ăla. El purta costumul. Deci costumul ăla pe mine sau pe tine arăta ca pus pe gard. E bine, pe ăsta... Bun, fi ceva cu sângele ăsta albastru. Mă că și uh, prințul Charles, care departe de a fi vreun ideal de frumusețe masculină, fie vorba între noi, bă, dar când îl vezi pe prințul Charles înalt ca un struț, așa și elegant și condescendent privind purtând costumele alea din stofă englezească cu uh, dungile alea foarte. De ce vrei, mă totuși, adică au croitor la Casa Regală în care da. le face pentru tine. Eu am fost la ciucu să-mi fac Asa. un costum odată pentru nunta lui meu. Și băi... Tot arăta aia om. Bă, arătam bine de tot. Eram și mai slăbuț atunci, eram mai mai fit. Eram bine de tot. Eu cum sunt acum, m-am dus și mi-am făcut costum la Casa de Modă Venus. La maestru croitor Cornel Danci. Așa. Care a zis o să vă fac, domnul Andrescu, să arătați a bărbat. Bă, și m-a făcut, trebuie să recunosc. Mm. Da, mama, mamă, mi-a făcut un costum extraordinar. Îți zic cât am dat pe 12 milioane. Mm -hmm. Pe comandă. Băi, este costumul meu preferat, ăla, făcut la casa de modă de Venus. Mamă, abia aștept să-l chem pe Moris. Știi că yeah. vine Moris. Mm. Vine Moris. Am vorbit cu Moris, Da abia aștept să filmăm, să filmez cu Moris, eu cu Moris, să filmăm, să vorbim de haine și de seriale. Mm -hmm. Și de filme cu Moris, de abia aștept fix despre asta o să fie vorba. O să fie la aproximativ discuții, Moris. Am zis, îmi doresc foarte mult. Și pe Raluca Bădulescu față de care am o atracție profundă, știi că am mai vorbit. Dar n-am vorbit public. Mă atrage, mă atrage, mă atrage, mă atrage Raluca Bădulescu. În contextul în care o știu de pe vremuri. De multă fel. Tot timpul mi-a plăcut Raluca Bădulescu. Dar acum mai stau și mă mai ui, mă uit și la ea pe Instagram. Bă, băiat, e ceva acolo. <laughs> Îmi pare rău, e ceva acolo, e ceva acolo pentru, e un... ceva, e ceva pentru mine acolo, nu știu, modul. Nu e pentru <laughs> mine, nu e nu e pentru mine, dar e ceva acolo. Îmi place foarte mult Raluca Bădulescu. Seriale, că la seriale eram. Așa, bravo ai stit. <laughs> no, ne întoarcem la seriale. Deci dacă A... că vrem să reluăm Game of Thrones, bă... Ce, ce, momente bune a avut serialul ăla. E, nu știu dacă cineva mai poate, mai poate reproduce. Sezonul 5, adică ăla cred că este... 4. 4 la sfârșit. 5, 5, 5. 4 la sfârșit. Care, ce e în 4 la sfârșit? Battle of Bastards. Bun, bun. Ala e cel mai bun episod făcut vreodată în istoria episodelor <laughs> E discutabil că eu știi că sunt fanul Supreme Twin Peaks. Și ai altă discuție. Cu tot o altă discuție. Da. No. Dar mie mi se pare că sezonul 5, cred că 5 e mă. El a avut 8 sezoane, nu? 6. Game of Thrones 8. 8 a avut? Da mă. 8 Pe sezoane, mă. așa, am sezoane. De văzut din Game of Thrones? Nu, nu sunt hai. nicio formă. A avut 8 sezoane. eu știu ținut. că sunt 6 sau 7. A? Verifică băbă așa acum. 8. 8. Hai mă, ce naiba. 8 sezoane a avut. Păi zic, sezonul 5 e ăla de care zici tu. Ăla este un sezon a, perfect. A, ăla atunci. Asta, ăla este, bă, ăla este atât de rotund sezonul ăla. Până la poți să-l vezi, fără să te uiți la Game of Thrones, <laughs> da, de sine proba. stătător și tot înțelegi, mă. Tot înțelegi despre da, ce Da, mai ales Battle of Bastards. Aia, aia. Eu m-am uitat în casă, fumat, singur, <laughs> la episodul ăla, Așa. lumina stinsă și mă sufocam odată cu Jon Snow. Mă sufocam când era oia acolo deasupra și mi s-a părut... Și după ce l-am terminat, m-am uitat încă o dată la episod teoria mea legată de Game of Thrones în perioada aia era că de fapt acțiunea se întâmplă în America peste 2000 de ani ăla e zidul ridicat de Trump la granița cu Mexicul și aia sunt mexicanii care săracii de nervi, de draci, au albit tot încercând să treacă peste zi și nu puteau White Walk je A, era teoria mea cu Game of Thrones. Nimic spectaculos. Asta -i. e. o teorie și asta, da. A, așa. Și apropo de seriale de-astea epice și de Mandalorian, văzând succesul pe care l-au avut cu un serial în universul Star Wars, Disney a început să decarteze și a început să decarteze la băieții grei care au făcut Mandalorian, adică la John Favreau și la Dave Feloni. Uh -huh. Mandalorian, sezonul 3, o să vină de-abia în 2022. Pentru că în 2021, iarna, o să avem sezonul 1 din Book of Boba Fett, care este cu și despre Boba Fett și care cred că o să aibă mai mulți Jedi decât îți, îți, îți închipui. Ascultă ce zic eu. Eu cred că o să fie foarte bun de Book of Boba Fett. Chiar sunt curios. I-au și făcut o, o intrare foarte bună. Asta mi place la American, că știu să-ți prezinte personajele, să te facă să te apropii de el. Nu a zis Bă, Book of Boba Fett. Nu, l-au băgat frumos în Mandalorian. Adică la, au au da, știu să-ți să prezinte toată chestia. La fel și cu Ahsoka. Uh, da. Tu nu te-ai uitat la seria animată Wars, no. care este mult mai bună și mult mai dark decât îți închipui. A început ca film pentru copii, sezonul 1, 2, 3, bă de la sezonul 4 încolo și 5, este numai pe răzbunare și despre ambiguitatea morală de care suferă toți jedaia care ar trebui să fie cavalerii dreptății, mm -hmm. așa. Și inclusiv Obi-Wan Kenobi are niște momente în care e foarte dark, e prins la un moment dat, schinguit, torturat, se gândește dacă să nu ia pe calea întunecată a forței. Obi-Wan Kenobi, mare atenție, revine Darth Maul ăla din morți, bă, ascultă ce zic eu, trebuie să te uiți la ea, știu că nu suporți animațiile, dar dacă ești fan Star Wars și n-ai văzut Clone Wars, crede că pierzi foarte mult și acolo Ahsoka înflorește. Mm -hmm. Da Da, când a apărut Asoka în episodul 5 din sezonul 2 din Mandalorian, tot internetul a nebunit. Mai ales că a jucat-o și Rosaria Dawson care este o frumusețe naturală. Doamne, ce frumoasă e femeia. Da, da, are ceva special. Ai păi de capul meu, am văzut-o pe Rosaria Dawson jucând-o pe Asoca matură. Pentru că Asoca a fost eleva lui Darth Vader când era tânăr. Mm -hmm. Deci Asoca a fost aprendicul, padavanul, Uh, lui Anakin Skywalker. Da. Ăsta care uh, urma, care e Darth Vader, de fapt. Da. Și ai, ai dat Nadol... spoiler de la o franciză întreagă. Nu, no, 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 no. nu, nu. nu. Hai, asta în, cinci, cezii, știu. în 15 secunde ai spoiler o franciză. Te rog, mă, dar toată lumea știe asta. Da, nu. ai No, am father. Come on. Am dat spoiler al unui film din, șapte, din 83. Cât atunci Empire Strikes Back. Come on. Ce are. 81. Nu mai țin minte exact. Mă rog. Uh, și acum o să aibă a seria lui ei, Care o să fie făcut de Dave Feloni. Băiatul care l-a -a ajutat pe John Favreau să facă Mandalorian și care a făcut toată seria animată. Care apropo este excelentă. Și ăla este considerat inclusiv de tata George Lucas ca fiind cel mai mare expert în Star Wars. Da, din ce mi-am dat eu seama, e, Disney a realizat că la Star Wars nu se uită copiii. Unul la mână. Deci, copiii au crescut între timp și nu, nu, nu. Dar nu se... la Star Wars se uită și copiii. Se uită și copiii, da. Se uită și copiii. Știu copii de 11 ani care știu Mandalorian pe de rost. Și Dar... să nebuniți după grogu. Asta e altceva. Grogu a fost o găselință extraordinară. Deci, Ți-am fost... zis că am văzut primele variante de Grogu. Nu. No. Lasă să nu te uiți pentru binele tău. Lasă, nu le căuta. Na, a fost perfect așa. Adică... Da mă, e perfect și mișto că e păpușă, nu e animație. Și tu îți dai seama că la un moment dat o să, o să vedem ce se întâmplă cu Grogu din momentul în care se termină sezonul 2 o să continue în comic book din cât am înțeles. Da. Să continuă Canon un comic book și este tot antrenamentul lui Grogu. Îl antrenează Lux Cavacar. Și că ajunge matur Grogu. Și cu o să fie mare șmecherie. Acum există un curent de opinie așa pe zvonistică, pe site-urile alea rusești de stai pe ele, cu tot felul de licuri, unele -s false, altele nu, unele s-au dovedit a fi adevărate. Majoritatea nu, dar dintre aia care au licuit chestia adevărate, ei spun că următorul canon de la Star Wars, adică următoarea trilogie care o să fie pe cinema în Universul Star Wars, uh -huh. o să fie cu grogu. grogu adult. Aha. Uh ca -huh. că asta se pregătește. Acum n-avem de unde să știm. O să fie alt serial Andor care o să fie... Băi, nu nu da seama dacă era nevoie de serialul ăsta Andor. Tu ai văzut Rogue One, Star Wars Rogue One. Știu dacă l-am terminat, am văzut o mare parte. Da, e despre mea. mișcarea de rezistență da. serialul Andor. O să fie de Acolyte, se numește. Tot așa, nu mi a fost foarte am înțeles că Diacolayt ăsta o să fie un crime procedural cu detectivi în Star Wars. Oh. O să fie de Bad Batch, care cred că o să fie cel mai bun dintre toate, pentru că o să fie seria animată care o să continue într-un fel sau altul Star Wars Clone Wars și Star Wars Rebels în Clone Wars uh, apar deja ăștia care o să fie în Bad Batch uh -huh. și o să fie povestea doar despre ei. Sunt niște soldați de ăștia uh, clone, care după celebru Order 66 execute Order 66 așa, uh, devine o mișcare de rezistență și nu vor să ducă după Imperiu și după Darth Vader. Mm -hmm. Să pune contrașul. Șase băieți. O să întâmple foarte mult în Star Wars. Și-au dat, și dat seama Bob Iger ăsta care e șeful de la Disney și a dat seama ce greșeală au făcut cu trilogia asta care e un dezastru de la un cap la altul. Filmele astea noi Star Wars și au dat seama că de Star Wars trebuie să ocupe geek și băs, băieții obezii care nu ieșeau din casă când erau mici. Și fix asta e John Favreau. Și investesc foarte mult în universul ăsta expandat al serialelor. Ceea ce e tare. I s-a dat pe mână lui Taika Waititi un film Star Wars, nu știm despre ce o să fie vorba. Taika Waititi este un regizor de școală nouă care este foarte bun. El a făcut What We Do in the Shadows, care e printre cele mai bune comedii pe care l am văzut ever. Mm -hmm. Ai văzut What We Do in the Shadows? Am văzut un episod, două. Nu serialul, filmul, că e film. A, nu. Serialul s-a dezvoltat din film. Și serialul e funny. Da, filmul este next level, băiatul meu. Este ca un fel de mockumentary, un documentar fals, despre viața a patru vampiri care locuiesc în aceeași casă. Te piși pe tine de râs. Este extraordinar. What, what we do in the shadows. Repet, printre cele mai bune comedii văzute vreodată de mine. Tot băiatul ăsta a făcut Jojo Rabbit, care e foarte tare, cu copilul da, care l-are prieten imaginar pe Hitler. Da, știu. Nu mi mi-a plăcut așa mult. Mi-a plăcut ăla, mi-a plăcut mult. Numai... Nu și -a am mai făcut spate. Tor Ragnarok. Ăla care mm. e funny Da, da, da. Tor nu, nu, no, ăla mi-a plăcut. Tor, Tor Ragnarok mi-a plăcut. Ăla este. Și el în Thor Ragnarok, regizorul Taika Waititi, e personajul ăla uh, care e din piatră făcut așa, care tot timpul vorbește despre cum o să dărâme guvernul și despre revoluție. Da, 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 da. Da, așa. Este Foam. cu valchiria alcoolică și lesbiană, Bos. Tor Ragnarok este o capodoperă. Deci eu am râs în continuă Da, nu, a fost super, dar... Iar la replica, I know him from work. Când zice Thor asta, eu am crezut că o să cad de pe scaun. Da, da, da. Nu, chiar a fost funny. Și acum scoate Thor 2, tot tai Waititi îl, îl face, trebuie să anul ăsta, se numește Love and Thunder. Thor. Love and Thunder. Dar tu ai văzut Californication? N-am putut. Nu? Nu, am văzut câteva episoade și am zis a, ok, e cam aceeași chestie. Next. Mi-a plăcut mult Californication. Multă lume mi-a zis că e foarte... și e de văzut Californication. Și că ar trebui să mă la... E ăsta cu David Duhovni? Mm -hmm. Cu Duhovnicul? Mm -hmm. Pe care noi îl știm ca agentul Mulder din da. X-Files. Da, dar e foarte pe rolul și... Mi-a plăcut, mi s-a părut și funny de multe ori Să se răunește Sex and the City Sex and the City Eu n-am nu, nu sunt în target Da, nici eu nu sunt în target, dar m-am uitat la un moment dat Și mi-a plăcut Da, da dar prins. Eu, toți ne-am da. uitat la câteva episoade În, în perioada să aia zic, bă, sunt Dar de se... anturaj ai văzut? Că anturaj este Sex and the City pentru noi, oarecum Bă, nici eu la, mie, Nu, nu mi-a plăcut, mă, nici anturaj Joacă băiatul ăla care este canceled acum, cum îl cheamă? Așa, DJ Miller uh, sau cum? Nu, nu, care joacă agentul în anturaj. A, așa, da. Uh. E extraordinar, e cel mai bun rol pe care l-a făcut vreodată. Mie mi-a plăcut foarte mult, mamă, am intrat în discuția de asta despre serial. o, țin, o ținem pe serial, terminăm pe serial pe ca să nu pe ne pe ca să, da. A, așa, uh, ca să mai facem și recomandări. După care să mai aduce aminte să-ți recomand un film danez extraordinar. Bun, ne întoarcem la seriale. Uh, când eram anturaj pe mare val, în paralel, era It's Always Sunny în Filadelfia. Uh -huh. Am văzut câteva episoade, dar... Bă, băiatule, deci pe mine m-a prins la atât de mult, după care m-am dus înspre Orcoholics Și acolo am început să râd cu... Băi, ai văzut Orcoholics? Nu. Mamă, mama, mama, mama. Cred că am vrut da. să-l încep de câteva ori și ceva mă... Uite-te la orcoholics, Este incredibil. Și mai... E, e, și o variantă al orcoholics cu gagici, ca să zic așa, Broad City. Cred că Broad City se numește. Tot la fel. Băi, am râs, am râs la astea, în continuu râdeam. Și de-aia n-am mi-au acaparat asta atenția și nu m-am dus înspre anturaj. Care am înțeles că e foarte bun. Mm -hmm. Am înțeles, știu că e foarte bun. Și Californication știu că e foarte bun. Eu aș revedea anturaj, atât de mult mi-a plăcut. Chiar a fost interesant, a fost un pic diferit. Când a fost Californication, mi-a atras mm -hmm. atenția la ce mă uitam, doamne. Anturaj cred că e mai bun decât Californication. Într-o listă personală, așa? Da, pentru mine, da. Mi-a plăcut mult, mult anturaj. Și am râs tare la, la unele chestii. Ok. okay. Află-te, te rog, cine a jucat agentul în, în anturaj. Anturaj. Deci îmi place mult actorul ăla și s-a apucat de stand-up acum. E bine? E asta canceled, e. nu știu ce dracu a făcut A făcut ceva mai făcut, nu, nu știu, dar și asta e canceled. Ari Gold? Da Ah, gata, mă, știu, i-am văzut un special Dar Ari Gold Mi se pare că e Personajul, nu? Așa uh... Jeremy Piven Jeremy Piven, da Așa, da Jeremy Piven și în și în zi seama, stai, e e, un, un, special, e și un agent evreu și îl cheamă Ari Gold. <laughs> e, și, a, a, și aici e e, e foarte foarte mișto. Mai ales ce a făcut cu personajul și până unde, unde s-a dus cu el, e foarte mișto. Pe Netflix acum avem film nou cu Tom Hanks. Am văzut, da. N-am prea putut spune. Nu prea ce trebuie. L-am început și am dat pe să-i vin private Ryan. <laughs> Vorbesc serios, care și ai pe Netflix? Da. -i, -i Am zis, hai bă, să revăd să vin și cum e? Eu l-am văzut l-am văzut atunci când a apărut în cinematograf și nu mai ținut nimic. Este mind blowing. E înfiorător de bun filmul ăla. Am bătrânit atât de bine Saving Private Ryan, este incredibil. E genul de film pe care dacă revezi la, odată la câțiva ani de început să uiți din el, te bucuri Bă, e film făcut de dragul filmului. Aveam, Spielberg are simțul ăsta. Cel mai slab film al lui Spielberg e mult mai bun decât multe filme foarte bune ale altor regizori. Ca yeah. să zic așa. Asta e. Și, uh, și eu am o teorie. Tot timpul am zis. Nu există vreun om căruia să nu-i fi plăcut la un moment în viață un film de al lui Spielberg. Da. Spielberg a făcut atât de multe filme bune încât nu există om pe fața Pământului care să nu se fi uitat la filme în general și să nu-i fi plăcut un film de lui Spielberg. E, e un băiat extrem de deștept. Are, are IQ-ul ăla de, de, de vreu ridicat care știe să, să, să -ți și vândă, dar să facă în același timp, să, să facă și niște artă în, în, în comercialul ăla pe care ți-l bagă pe gât. Are mă, are. Are și artă despre ce vorbim. da așa un pic. War of the Worlds ăla cu Tom Cruise. Bă, dar Ăsta tot, ultimul, bă. Ready Player One. Bă, dar chiar ce se întâmplă cu Avatarul doi 2. O să iasă în 2022. Iese, eh? da? Daci sunt semnate Avatar 3, 4 Știu că sunt semnate că Filmează la toate în paralel ca să scadă costurile De producție N-am înțeles avatar Mamă, 2... dar dacă ăsta scade costurile de producție Tu îți dai seama cât costă? De -ți dai, da, îți dai seama Bă, Avatar, mie nu mi-a plăcut atât de mult Avatar, mă Bă, nu e o poveste atât de Pocahontas-i Da dar efectele și culorile și chestiile în momentul ăla... A, mă, știu. A, despre asta e Avatar. Da, 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 da. Știu, a fost un spectacol vizual, mi-a plăcut foarte mult, m-am pișat pe mine când m-am dus la cinema. Da. L-am văzut în 3D, era și printre filmele alea 3D primele, așa. Da. După l-am văzut în 2D, mi s-a părut la fel de spectaculos, ba chiar mai mișto în 2D. Mm. Dacă aici aici s-ar putea, putea să merite totuși 3D-ul. Uh, Amândoi da. suntem anti-3D Da, 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 mi deci, se pare o mizerie Da, dar avatar Deci doar avatarul <gânt> dar Păstrăm 3D, dar doar pentru avatar Dar Avatar 2 mi se pare că este sequelul Pe care nu și-l dorea nimeni Mi se pare că e o continuare A unui film pe care nu și-o dorea nimeni mm, Da, dar nu știm Ce o să aducă, ce o să fie Nu știm Băi, James Cameron a dat-o de gard, a fost producător executiv, a făcut Terminator ăsta nou, ultimul, care este Dark Fate ăsta, care e mare porcărie. Mă scuzi. Deci e de e la... o secvență de luptă acolo la care m-am căcat pe mine de cât de mișto e. Când se poate gagica aia cu Androidul și îl taie pe ăla nu, nu Nu știu, eu nu l-am văzut. Băi, numai pentru secvența aia merită să te uiți la film. Deci e o secvență de acțiune. Bă, dar de la, termina, la moment, da? Terminator 2, cât de bun a fost. Cât de bun în continuare. Bă, ce bine am bătrânit filmul ăla. Ola este, da. ola este masterpiece. E printre filmele mele preferate ever. Și aia a fost o perioadă în care James Cameron a dat, a dat în cinema, cu ambii pumni, un cu deștiul. Știi cum erau desene animate? personajul ăla uh, cu care se bătea papai tot timpul. Uh, da, da, da. Și pff, își umfla degetul, uh, își umfla pumnul prin deget. Exact așa a fost James Cameron cu cinema din anii 80. Primul Terminator făcut numai el, știe cum l-a făcut, cu bani aduși de acasă. I-a pe toți. A luat după aia Alien, care era un film uriaș. Tu nu știi dacă îți dai seama în 1979 Alien când a apărut ce succes uriaș a avut. Da, nu nu. nu a fost atât de mare încât s-a bătut cu Star Wars, spus. 79 e anul în care a apărut Star Wars pe de-o parte și Alien. Au reinventat science fiction în anul ăla. Alien era bară la bară. Păi știu că cu până, Star Wars. Acolo, până, atunci le făceau cu cu farfurii. Da, 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 da. Până la Star Wars și... Mai, mai e odiseea spațială lui Kubrick. Mhm. Uh -huh. Space Odyssey 2001, care e un pic înainte, mi se pare că e 76 sau ceva, diferență de vreo 3 ani. Stai că nu e chiar așa. Dar a apărut Alien și îți dai nimeni nu s-a aștepta să facă cineva continuare a al lui Alien mai bun decât el. Bă, și a venit James Cameron, băiatul meu, și a făcut Alien sala, după aia a dat mâncația și sufletul tău, a dat Terminator 2, a făcut și ăla cu abisul, care e tot al lui, cu aia pe sub apă, pe sub nu știu ce, a mai stat ce a mai stat, a făcut una din cele mai bune comedii de acțiune care există vreodată, care se numește True Lies cu Arnold Schwarzenegger. Minciune adevărate. Care e Nu, nu mai văzut. știi în care și el și nevastă sa sunt agenți de fapt secreți, dar mm. ei nu, știu unul de altul că sunt agenți secreți? No, nu, nu știu. Băi, într-un... Deci te duci acasă, te uiți la True Lies și îmi vii cu rezumat de 5 minute data viitoare în fără scuze. Fără scuze! Deci a este printre cele mai bune comedii de acțiune făcute vreodată. 96-97. Mă îndoiesc. Bă, ascultă ce zic eu. În continuare Arnold Schwarzenegger care urmărește bagabonții prin mol călare pe cal. N-ai văzut așa ceva. Nu, eu tot sunt blocat acum, că mi-am mi -am, o să aminte Terminator 2, tot sunt, sunt acolo. Na, și a făcut și Titanic, același băiat. Deci, anii 90, repet, i-a dominat absolut James Cameron, fără discuție. Dar acum e așa, undeva prin, 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 prin porumb, așa un picuț. Terminator ăsta nou a fost ciudat, deși el a fost Trebuie doar să... producător. Pe final, recomandare de film. Neapărat. Trebuie să vezi filmul Another Round. În rolul principal este Mads Mikkelsen, adică uh, Hannibal, uh -huh. băiatul din Hannibal. Plotul filmului e așa, ca să nu uh, să nu divulg foarte mult, să nu spoiluiesc. Omul se naște cu un deficit de alcool în organism de 5 la 1000. Odată ce umpli deficitul ăla de alcool, ajungi la o stare de elevare spirituală personală și de relaxare. Este acel prag la care privești cu inima deschisă, cu mult mai mult optimism și cu o fericire lăuntrică tot ce se întâmplă în jurul tău. Cu alte cuvinte, dacă îți menții o cantitate constantă de alcool în organism, bând Exact când trebuie și exact cât trebuie, atingi uh, fericirea absolută. Asta este ideea filmului. Uh -huh. Patru profesori de liceu, care sunt colegi, se apucă de băut ca să fie fericiți în viață. Nici prea mult, dar nici prea puțin. Se chinuie să plutească exact pe linie. Bă, este extraordinar film. De se numește Another Rom. E în comedie. Comedie existențială, e dramedie, mm -hmm. dar e foarte bun filmul, cred că e cel mai bun film pe care l-am văzut în ultima vreme, fără discuție. Another Round, regizorul Thomas Wittenberg, care e mare regizor. Tu care oricum te-am sunat acum o lună și te uitai la Gay Niggers from Outer Space. Ok, acum că mai da pe goarnă, da, mă uitam la gay. <laughs> adică... Este e un film care e foarte celebr în comunitățile astea de movie buff și de ăștia care au apetență pentru filme de categorie B, eu având o apetență pentru filme de categorie B, și da, întâmplarea a fost fix așa, vreau să termină în sus. Gicule, ce faci? Mine mă, Bogdanel, mă uit la un film. La ce film te uiți? Că aș vrea să mă uit și eu, zim -mi și mie. Păi mă la Gay Niggers from Outer Space. Există filmul ăsta, puteți să-l vedeți integral pe YouTube. ăsta e filmul despre care trebuie să vorbim data. Mă uit și eu dacă vă uitați voi și vorbim despre Gay Niggers from Outer Space. Avem voie să spunem Niggers pentru că este în titlu. Dacă nu spui titlu, dacă așa e titlu, așa îl spui. Gay Niggers from Outer Space. Da, există filmul ăsta făcut de niște domn de culoare, care întâmplător erau și gay și care se aflau în spațiu cosmic. Nu, dar chiar există. Filmul ăsta nu e, nu... Nu, da. nu, 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 nu suntem rasiști. Exact. Deci dacă ne uităm la asta cu Michelson, cu Hannibal, care pare sper mișto, ba, dar vreau să văd despre ce este Gay Niggers from Outer Space. Până data viitoare o să fiu tată. <laughs> Serios? Adică așa, atât e... Da. Bun. Yeah, da. bă. Să... Nu știu ce să zic, nu știu ce să zice că Am vorbit astăzi cu viu că trebuie să, trebuie să facem un podcast Și și zice Băi Bogdane, vezi că se termină uh, o viață și începe alta dacă îmi permiți Și am zis, nu-ți permit <laughs> Eu te-am întrebat dacă ai emoții Dacă ești așa, ești Sunt multe de vorbit aici mm... Și nu mai avem timp Am rămas fără timp, cum spun a fost fără scuze o altă ediție. V-am pupat.